Vlad Voiculescu vine acum și cu promisiuni. La fel ca predecesorii săi, se laudă că va construi spitale. Ministrul Sănătății a declarat că până în 2024 vom avea fundațiile pentru spitalele regionale de la Craiova, Iași și Cluj. Totodată, el a precizat că trebuie construite unități medicale și în București, dar și în alte orașe. Până în 2024 vom avea fundațiile, pot să promit, cele trei spitale regionale și nu numai fundațiile, la Craiova, la Iași și la Cluj. Și pe lângă asta trebuie să începem spitale în București, trebuie să începem spitale la Timișoara, la Brașov, la Sibiu. Vlad Voiculescu a recunoscut realitatea din sistemul sanitar românesc, pe care de altfel l-a mai păstorit și în 2016. Infrastructura este la pământ în acest moment, iar supraviețuirea în spitale este mai mult o chestiune de noroc pentru pacienți. Sunt locuri în care infrastructura spitalicească este pur și simplu o rușine. Câte Dacă spitale? Vă uitați la un oraș precum Clujul, da. e o rușine spitalul județean de acolo, Brașov, e criminal ce se întâmplă acolo. Vlad Voiculescu a precizat că în anul 2016 a lucrat împreună cu echipa sa la semnarea acordurilor cu Banca Europeană de Investiții pentru atragerea de fonduri în vederea pregătirii studiilor de fezabilitate. Dar cam atât. În momentul acesta avem studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale, Iași, Cluj și Craiova. E un lucru care ar fi trebuit, conform contractului, nu pentru că așa spun eu, să se întâmple până la sfârșitul anului 2017. Din păcate, ceea ce trebuia să se întâmple într-un an s-a întâmplat în 4 ani. De asemenea, ministrul Tătaru a pornit la sfârșitul anului 2019, a pornit o licitație pentru proiectul tehnic. Din păcate nu a fost finalizată și asta este ceea ce trebuie să fac eu acum și grăbesc lucrurile astea împreună cu echipa mea.